Privescule. Ia uite-te la Muncescu. Da, bă, stătescu. Băi, de o oră sunt cu ochii pe el, bă, și nu s-a schimbat, nu s-a oprit nici măcar o clipă. Nici un pic. Fraților, bă, să nu ziceți mie Visescu, dacă înțeleg ce în capul lui. Bă, l-am luat cu binișorul. I-am zis cu frumosul. Așa. Muncescule, nu te mai speti, nene, în halul ăsta, că ne deprim pe toți. Și el nimic. Auzi? O fi bolnăvior, săracul. E clar că nu-i zdravă. Băi, trebuie un doctor. Ce doctor, mă? Lasă că mă ocup eu. Îi trebuie, știi ce? Un psihiatru. Știu eu, păi, dar eu am făcut psihoterapie. 3000 de ședințe. Câte una pentru fiecare zi de muncă. Tu mă gândesc, eu acum, după psihoterapie, știți ce frumos visez la birou? Băi, fraților, hai să-i dăm psihoterapie. Așa, nu muncesc, până nu ne molipsește pe toți. Haideți. Mă încumet la treaba asta, dar stați pe aproape. Stați pe aproape că obsedații ăștia de muncă, ăștia imediat devin violenți. Hai, nu mă nebuniți. Domnul Muncescu? Colega! Da. Vă simțiți bine? Da, cât se poate de bine. E răspunsul tipic. Niciun nebun nu recunoaște că e nebun. Uh-huh. Păi, fraților, da, ce face? Ce face? Stați cu ochii pe el. Dacă face vreo mișcare mai bruscă, imobilizați-l imediat. E clar? Da. Hai, să-l chemăm. Colega! Colega! Domnul Muncescu? Da. Puteți? Nu vreți să veniți puțin până la noi? Da. Hai, să vă spunem ceva, da. Aveți o problemă? Da. Imediat se vede. Aici? Unde? Aici. Băi. Ce? Auzi, stai puțin. Nu te mai zbate, mă. E spre binele tău. Ce? Relaxează-te. Cum să mă relaxez? Nu pot, că mai am determinat 3 dosare, mai am treabă. E mai grav decât credeam. Întindeți-l pe canapea. Dar n-avem canapea. Păi și-o cum să fac, mă, fraților, psihoterapie fără canapea? Hai, pe birou! Pe birou! Pe birou! Repede! Așa. Muncescule, da. Stai comod, Muncescule! Da! Auzi, ia spune-ne și nouă, ce te frământă? Mă frământă? Uite! Domnul Privescu și domnul Stătescu că mi-au rupt mâna. Nu, domnule, ce te frământă sufletește? Așa. Te-am supărat noi! Așa. Te-a supărat șeful! Voi? Da! Nu! Vă sunteți niște colegi buni, foarte buni. Și șeful, ce să am cu el? E atât de corect și competent, să știți că eu vă respect pe toți. Mersi. Voi, fraților, nu mai sunt speranțe. Păi, dar voi știți că respectul e rudă cu frica? Canașul cu finul. De bute sau de cununie? Băi, lasă-mă asta, mă, că de la frică la nebunie nu e decât un pas. Muncescu e slab ca vrabia, mă. Ce? Dar fac eu vulturi acum. Ce? Așa. Ia, privește-mă, hipnoză. Privește-mă în ochi. Nene Muncescule, privește-mă în ochi. Da? Adânc în ochi. Țara are nevoie de tine, odihnit, nu extenuat. Odihnit, nu extenuat. Odihnit. Extenuat. Așa, concentrează-te și mai mult. Lasă-i pe alții să muncească, tu ești o ființă superioară. Ce să muncească eu? Ființă superioară. Revistele sunt mai frumoase și mai folositoare decât dosarele. Revistele mai folositoare decât dosarele. Vedeți? Suntem pe drumul cel bun. Așa. Odihnit, nu extenuat. Odihnit, nu extenuat. Odihnit, nu extenuat. Așa, hai. Nu sta, Stătescule. Nu sta. La ce te golbezi, Privescule? La ce te golbezi? Visescule! Ce visezi acolo, Visescule? La dosarele pe care ni le-ați dat să le rezolvăm, domnule șef Muncescu. Visescule, ziceai că te pricep la psihoterapie. Fă ceva ca să-l trezești pe Muncescu ăsta din hipnoză. Degeaba nu merge.
Acum un sfert de oră i-a venit numirea oficială. Hai, România, trezește-te! La muncă! Asta da psihoterapie!